că de la Garantat 100% oferă invitațiilor noștri la fiecare ediție câte o cântare. Pentru că s-a cântat, înțeleg la un moment dat că s-a cântat și o temă bulgărească. Da. A fost ideea prietenului și colegului Virgil Popescu să prelucreze un cântec popular suedez cu alte alea de care o să vedem aici. Vă rog frumos, domnilor. Un cântec suedez prelucrat de trupa de la Garantat 100% la chitară, domnul Răzvan Mirică. La tobe, domnul Relu Bițulescu. La clape, domnul Puiu Pascu. La chitară bas, liderul acestui grup, omul care s-a îngrijit de preluarea acestei teme, domnul Virgil Popescu. Bun, domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Îi mulțumesc și lui Paul, îi mulțumesc și lui Toma. Să aveți mare baftă, să aveți spor. Faceți un lucru foarte frumos și mă bucur că am putut să dăm, nu neapărat o mână de ajutor, am putut să mai arătăm o dată că prejudecata e un lucru rău, pe de o parte. Pe de altă parte, muzica e un teritoriu fascinant și vă mulțumesc foarte frumos pentru că ați acceptat să veniți la noi și să ne și cântați. Ne vedem data viitoare la Garantat 100%. Salutare!